Bărbatul din comuna Moldovița, în vârstă de 42 de ani, care a agresat mai mulți turiști ce se aflau în Mocănița Huțulca, a fost arestat după ce săptămâna trecută. Acesta a blocat cu pietre calea ferată pe care circula Mocănița. A aruncat cu pietre și a tăiat cauciucurile mașinilor turiștilor din zonă. După documentarea temeinică activității infracționale, polițiștii au obținut un probatoriu solid și au reușit reținerea unui bărbat care la începutul săptămânii trecute a săvârșit mai multe acte de vandalism asupra unor turiști aflați în zona traseului Mocăniței din Vatra Moldoviței. Reamintim faptul că pe data de 17 iunie polițiștii au fost sesizați cum că un număr de circa 10 autoturisme parcate în gara CFR Moldovița-Mocănița au fost găsite cu cauciucurile tăiate. La fața locului au fost identificate 4 autoturisme despre care proprietarii acestora au declarat verbal că în momentul în care s-au întors din cursa Argel-Moldovița, au găsit fiecare cauciucurile de la roțile stânga față dezumflate, ulterior constatând că au fost înțepate lateral. Persoanele vătămate au mai declarat faptul că în parcare au fost găsite un număr de 10 autoturisme, toate cu cauciucurile de la roata dreaptă față dezumflate. Distruse, însă proprietarii au schimbat anvelopele și au plecat. Din probatoriul administrat a rezultat faptul că un bărbat de 42 de ani din comuna Vatra Moldoviței a săvârșit aceste fapte. Acesta postând de asemenea un vehicul pe calea ferată, obstrucționând circulația Mocăniței și aruncând cu pietre în direcția acesteia. Astfel a fost extinsă urmărirea penală și față de infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice. 3 infracțiuni de distrugere, precum și pentru infracțiunea de distrugere sau semnalizarea falsă, fapte prevăzute de codul penal ca urmare a blocării cu obiecte de mari dimensiuni a căii ferate înguste Mocănița. Pe numele său a fost emisă ordonanță de reținere pentru o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 23 iunie, orele 13, până pe 24 iunie, orele 13, iar prin intermediul escortei a fost transportat către IPJ Suceava, centru arest, unde a fost încarcerat. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.